Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. O săptămână cu multe evenimente astrale care atrage atenția asupra identificării valorilor spirituale. Putem stăpâni orice energie de vibrație joasă, propice realizărilor profunde, perfecționării și debutului în acele zone în care avem un har. Vom discuta astăzi despre aspectele specifice săptămânii următoare alături de Valeriu Pănoiu. Bună ziua, Valeriu, și bine ai revenit! Bună ziua! Vorbeam despre anumite aspecte pe care le are săptămâna următoare, aspecte care vorbesc despre posibilitatea, și o să vedem, sunt foarte multe lucruri interesante din punct de vedere astrologic, astral, foarte multe aspecte care permit corijarea, corectarea unor defecte pe care le avem, respectiv dominarea unor energii de vibrație joasă, exact cum spuneam, și reluarea unor situații care odată sau la un moment dat ne-au fost benefice și au fost oarecum în destinul nostru abordate corect și poate pe parcurs au făcut anumite greșeli de către noi, deci putem să reluăm un mers corect al anumitor lucruri în care am făcut o greșeală. Această corectare despre care vorbești este de sezon, pentru că suntem în plin tranzit al Soarelui prin Zodia Fecioare, care răspunde de îndreptarea tot ceea ce este greșit și incorrect în viețile noastre. Iar din 6 septembrie Soarelui îi se alătură Mercur. Și să spunem că există două tabere astrale în perioada pe care o analizăm. Pe de o parte, Mercur va face o piramidă pe semne de pământ. Săptămâna care se încheie pune capăt unei piramide, adică unui trigon regal pe semne de pământ, în care a fost implicat Soarele, am avut Soare cu Saturn în Capricorn și Uranus, iar acum Mercur ia locul Soarelui. Așadar, continuă perioada de materializare în care este mai mult vorba despre a face decât despre a vorbi, așadar este o perioadă de acțiune și de înfăptuire. Cealaltă parte a perioadei, mai puțin nefastă, ține de o quadratură care este activă în prima săptămână din luna septembrie, și anume quadratura între Venus și Marte, care sugerează că orice fel de armonie se obține numai prin conflict. Așadar, este o perioadă o în care foarte mult obținută prin conflict. Deci ca să facem pace, trebuie să pornim un război. Și lucrurile nu se așează decât în urma unor discuții care sunt pe alocuri certuri sau dispute foarte aprinse. Da, foarte interesant. Să vedem acum pentru nativii berbec cum ar putea afecta și aceste quadraturi despre care vorbeam, mai ales acest Venus Marte, într-adevăr delicat, pentru că Marte este tot pe acel grad anaretic, care știm că este un grad dramatic, ultimul grad din Capricorn. Și Venus este pe ultimul decan din balanță, iarăși atunci când o planetă, știm și am mai discutat acest aspect, este atunci când o planetă, spuneam, este în ultimul decan, are o semnificație puțin mai aparte, adică acolo oarecum suntem mai afectați de greutatea ei, dacă este prost aspectată, chiar trebuie să înțelegem mesajul, nu prea ni se mai permite să greșim. Deci cum i-ar putea afecta pe berbeci aceste aspecte astrale ale săptămânii următoare? Pentru berbeci, tranzitul în grad anaretic al planetei Marte, guvernatoarea lor, pune capăt unor demersuri care în sfârșit ajung la bun sfârșit. Deci pentru berbeci, începutul toamnei calendaristice vine cu o finalizare, cu o închidere, cu o încheiere, cu un bilanț, cu un deznodământ. Iar acest deznodământ, să spunem că poate fi foarte bine văzut din punct de vedere financiar, pentru că acea piramidă de pământ cu Saturn în Capricorn, Uranus în Taur și Mercur începând cu 6 septembrie în Fecioară, are loc pe casele de pământ ale berbecilor, care pot să se aștepte la niște tranzacții neașteptate, la niște investiții la care nu s-ar fi așteptat. De exemplu, berbecilor pot să le vină din senin niște bani într-un mod neașteptat, am spus din senin, pe care poate nici nu contau. De asemenea, poate fi vorba despre persoane care intră acum în viața berbecilor cu propuneri de afaceri sau cu propunerea de a le înlesni niște tranzacții financiare. De exemplu, vor fi berbeci care vor putea să achite un obiect pe care și-l doresc foarte mult în rate. Sau berbecii pot să primească un împrumut sau pot să obțină o amânare a termenului de plată.
În orice caz, săptămâna aceasta este încurajatoare din punctul de vedere al banilor, chit că ei nu câștigă neapărat mai mult, dar aranjamentele, combinațiile, speculațiile, nodul nord fiind încă în casa a cincea pentru berbeci aleului, îi înviorează, să spunem, pe nativii berbec, după o vară care le-a cam golit buzunarele. Da, au însă multe responsabilități, exact. Oricum, nu vorbim despre niște cheltuieli sau investiții, da, care sunt justificate de niște mofturi sau de niște plăceri personale. Da, da, da. Este vorba despre niște cheltuieli sau despre niște achiziții care țin de strictul necesar. De exemplu, de o mașină de spălat care trebuie neapărat înnoită, de o țeavă care trebuie neapărat schimbată, de niște reparații care trebuie neapărat făcute autoturismului. Vorbim despre bani care se duc în bunuri și obiecte materiale care țin de siguranța personală și de siguranța materială, deci de siguranța în sine pentru berbeci, de calitatea vieții lor. Casa a șasea, unde avem tranzitul planetelor prin Fecioară, vorbește tocmai despre acele schimbări pe care nativii berbec le-au de făcut acum ca să-și crească gradul de confort în propria viață. Quadratura aceea în care este implicat Marte cu Venus în casa relațiilor chiar nu le dă însă pace, pentru că îi predispune și trebuie neapărat să-i atenționăm pe berbeci, îi predispune la conflicte cu autoritățile sau conflictele cu bărbații sau cu părinții dominanți. Știm că sunt familii unde mama este mai dură și mai autoritară, altele în care tatăl joacă rolul persoanei care emană mai multă forță și mai multe reguli. Așadar, este vorba despre acel părinte care este mai autoritar, mai dominator, mai dictatorial pe alocuri, cu el vor avea nativii berbec foarte mult de furcă și cu orice fel de profil de autoritate, de șef. Berbecii, de exemplu, să fie foarte atenți atunci când intră într-o instituție, indiferent că e vorba despre o instituție publică sau de vreo bancă, deci de orice fel de organizație, pentru că din senin s-ar putea să strânească conflicte. Cineva care să nu-i primească. Berbecii s-ar putea simți respins, s-ar putea să-și ceară niște drepturi cu forța, s-ar putea să meargă, de exemplu, undeva și să găsească închis și să forțeze ușa, să se certe cu portarul, să se certe cu secretarul, da, să, deci cere cu, să se certe cu directorul. Atât de antrenat. Ei abordează lucrurile în forță, de aceea trebuie, da, să țină cont berbecii că tot ce încearcă să obțină emanând agresivitate se va întoarce împotriva, exact, lor. Exact, exact. Este o perioadă în care regula aceasta a bumerangului despre care vorbești funcționează incredibil de rapid, deci practic orice emitem în această perioadă a marcajelor karmice, chiar și în această seară avem un subiect pe zona aceasta a descărcărilor karmice și acumulărilor karmice și cum le putem descărca. Iată, deci tot ceea ce este karmic în această perioadă atât de încărcată karmic te sancționează destul de crunt. Și rapid. Și rapid. Adică faci o greșeală, imediat vine plata. Ea vine fără echivoc, adică nu există lamentare. Stai că ieri am țipat la cineva pe nedrept și astăzi țip altcineva la mine pe nedrept, dar eu nu sunt vinovat. Nu există așa ceva. Este o perioadă în care orice greșeală am făcut, din păcate și greșelile din alte vieți sunt sancționate, de aceea s-ar putea să fim puțin cam confuzi, să nu înțelegem de ce plătim anumite lucruri, pentru că greșelile s-au făcut altă dată și evident noi nu mai avem memoria vieților anterioare decât la nivel de suflet, de spirit, sigur că, dar nu le conștientizăm, însă trebuie să-i anunțăm pe telespectator că este într-adevăr o perioadă de descărcări karmice foarte puternice, nu trebuie să se tulbure dacă anumite lucruri par incorrecte și nedrepte, pentru că ele sunt tocmai șansa noastră de a purifica ceva ce am făcut greșit altădată. Acest Marte, exact cum spunea Valeriu, pe grad anaretic, pentru berbeci este direct responsabil, fiind chiar guvernatorul lor, deci nu li se recomandă niciun soi de agresivitate, revoltă și nemulțumire chiar în această perioadă. Ei vor desluși lucrurile neclare, au o posibilitate foarte interesantă pe marcajele karmice existente de a elimina tot ceea ce nu li se potrivește sufletește, tot ceea ce nu li se potrivește emoțional, pur și simplu, anumite lucruri pe care nu le simt ca făcând parte din destinul lor, sau nu mai sunt confortabil cu ele sufletește, pur și simplu ar trebui să le lase deoparte, fără niciun fel de
revoltă, spuneam, sau agresivitate. Să mergem mai departe, să vedem ce vine către nativii Taur săptămâna următoare, în conformitate cu aspectele astrale specifice. Numai ce am vorbit despre cât de important este Marte pentru berbeci, trecem la celălalt capăt al quadraturii, la pe Venus, care Venus o face cu Taur, pentru că Venus îi guvernează pe Taur. Prin urmare, veștile privitoare la conflicte și alte discuții aprinse nu îi ocolesc nici pe acești nativi, cu mențiunea că Venus este încă pentru ei și săptămâna aceasta de început de septembrie în casa a șasea a muncii, ceea ce înseamnă că nativii Taur au foarte mult de furcă la muncă, poate există niște presiuni pe care trebuie să le suporte, poate există niște responsabilități care nu sunt de datoria lor și pe care tot ei trebuie să le îndeplinească. Așadar, Taurii pot să fie recalcitranți din cauza condițiilor de muncă. Dar care ar fi, aș vrea să vorbim puțin despre punctul cheie al săptămânii pentru fiecare zodie până la urmă. Punctul cheie să-l numim la nativii Taur legat de Zodia Capricornului, exact, pentru că acolo este cea mai mare aglomerare de planete în acest moment. Și iar Capricornul cu Marte în acolo este și triunghiul pe care acolo sunt și triunghiurile de care pleacă de la Saturn, exact, dar acolo l-avem și pe Pluto, dar acolo este și Marte în quadratura aceea cu Venus. Cu Venus, da. De aceea Taurii săptămâna aceasta este foarte important să se ferească de la a încerca să se amestece foarte mult în viețile, da, altora și să-și asume responsabilități care pentru nu alți îi privesc. Da. Pentru că Taurii săptămâna aceasta plătesc foarte mult karmic, ca să continuăm acest fir al discuției, plătesc foarte rapid, de fapt, karmic, pentru orice fel de judecată pe care o emit. Orice fel de părere la adresa altcuiva, orice fel de interpretare a vieții altcuiva, orice fel de impresie pe care Taurul o are că copilul, soțul, vecinul ar fi trebuit să facă altfel decât a făcut, orice fel de aroganță a tot cunoscătorului pe care o manifestă nativul Taur, adică orice fel de situație în care Taurul crede că știe el mai bine decât altcineva, îl va leza în următoarele 2-3 zile, exact acolo unde îl doare mai tare. Există cu această Venus în casa a șasea un risc de somatizare. Așadar, Taurii care îi judecă foarte mult pe alții, Taurii care cred ei că știu cum trebuia să facă altcineva, mai ales cei apropiați, Taurii care se amestecă acolo unde nu sunt invitați, unde nu le fierbe oala, s-ar putea să se aleagă cu semne pe corpul fizic, să se trezească cu o durere de cap, cu o durere de oase, să aibă parte de durerii zona rinichilor, balanța răspunde de tot ce ține de bazin și de rinic și de chiar aparat genital ovare, de exemplu, la femei. Așadar, nativii Taur își vor da seama că au greșit, că au scos pe gură un cuvânt de judecată, o vorbă rău intenționată sau că au gândit ceva ce nu trebuiau să gândească în momentul în care îi doare ceva. Acela este punctul în care trebuie să înceapă un proces de curățare interioară, de igienă personală. Deci Taurii să se abțină de la judecăți de valoare și să privească deciziile celorlalți cu detașare. Pentru că Taurii au tendința de a impune, de a da direcția, de a le spune altora ce să facă sau de la a-i opri să-și asume decizii. De aceea nativii Tauri care sunt intruzivi acum riscă să fie respinși, să fie puși la zid, să fie judecați la rândul lor de, mai ales de cei dragi. Cu planetele în zodia Fecioarei, Taurii s-ar putea să trăiască, cel puțin în mediu apropiat, niște zile extrem de critice, niște zile în care ei fac reproșuri, în care li se fac reproșuri și în care, de fapt, nimeni nu ajunge la un consens pe această quadratură Venus-Marte. Partea cea mai favorabilă pentru nativii Tauri este această posibilitate de a conștientiza unde greșesc și această șansă care li se dă
în ultimul moment de a se abține. Deci este ca și cum taurilor le vine gândul din urmă de a se abține, de a nu spune ceea ce nu trebuie și de a se da la o parte din calea altora. Mergem mai departe ca o concluzie. Da, pentru tauri, tot ceea ce vine către ei ostil, pentru că poate exista acest Uranus, mai face și mici frecușuri în această perioadă, trebuie tratat cu înțelepciune. Să vedem, Valeriu, pentru nativii gemeni și pentru ei este un marcaj interesant. Interesant, în primul rând, faptul că acest Marte pe grad analitic îi prinde pe această casă atât de dură despre care am tot vorbit, casa 8-a, casa Scorpionului, alături de două planete încă retrograde, Pluto și Saturn. Saturn o să iasă acum din retrogradare. Ei pot transforma anumite situații mai puțin plăcute în ceea ce își doresc. Acesta este practic marele avantaj pentru nativii gemeni, această posibilitate de a rezolva într-o ordine dorită de ei lucruri care acum, să spunem, sunt într-o ordine nedorită. Acum sunt total ne la locul lor și ele trebuie metamorfozate, fie că este vorba despre persoanele din jurul lor, fie că este vorba despre situații, fie că este vorba despre promisiuni sau despre persoane cu autoritate care, să spunem, nu le sunt favorabile. Gemenii au această șansă incredibilă de a face ordine și mai ales o să vorbim imediat despre intrarea lui Mercur în domiciliu, acum încă Mercur pe casa comunicării actelor și contractelor. Este practic, sunt ultimele zile în care gemenii își pot face ordine în tot ceea ce presupune contracte, acte, semnături, plăți care au fost lăsate ca un fel de datorii și se pot pregăti corect de intrarea lui Mercur în domiciliu, care spune sigur de câte ori intră o planetă în domiciliu, știm că înseamnă că noi deja trebuie să fim cu lecțiile făcute, adică trebuie deja să fim organizați în tot ceea ce privește zona asta de plăți, de acte, contracte și așa mai departe. Iar gemenii sunt direct guvernați de către acest Mercur. Punctul central al săptămânii sau darul cel mare al săptămânii pentru nativii gemeni este capacitatea de a vedea binele din tot răul. Știm că în filozofia chineză avem yin și yang, orice alb conține puțin negru și în orice negru există o luminiță de la capătul tunelului. Săptămâna aceasta, nativii gemeni au capacitatea de a rezolva niște situații tensionate sau de a spune niște adevăruri nespuse. Venus în casa 5-a, în cuadratură cu Marte din casa 8-a, chiar îi îndeamnă să scoată la suprafață din ei, din sufletul lor, acele lucruri care îi deranjează, acele dialoguri pe care n-au avut curajul să le genereze, acele discuții cu partenerul de viață sau cu copiii pe care le-au ocolit. Și, într-adevăr, se întâmplă ceva din exterior, există o forță externă, mai este săptămâna aceasta activă și o opoziție, există o forță externă, trebuie să vorbim pe cerci despre opoziție, Soare-Neptun. Așadar, gemenii au parte și de un context în care intervine un factor declanșator care îi forțează să nu mai țină în ei și să nu mai fie reprimați. Așadar, gemenii pun pe masă ceea ce-i doare, au curajul de a discuta despre lucrurile pe care nu le-au rezolvat și este vorba despre sentimente care nu sunt de vibrație tocmai înaltă. În cuplul și în familia gemenilor se pune acum în discuție problema locului principal, problema favoritismelor, problema geloziei, se pune problema unor reproșuri legate de trecut. De aceea, nativii gemeni au acum ocazia de a depăși un prag al unor situații care au fost adânc îngropate și care acum ies inevitabil la suprafață. Cu toate acestea, este o săptămână destul de energică și de dinamică, de mobilă pentru nativii gemeni, pentru care trecerea guvernatorului lor în celălalt semn de domiciliu, în Fecioară, aduce decizii spontane. Foarte multe evenimente neașteptate, foarte mult entuziasm din partea gemenilor, foarte multă
inițiativă în a schimba lucrurile în casă. Gemenii sunt oamenii cu idei și îi vom vedea cum dimineața se trezesc și vor să schimbe perdeaua, să facă curățenie, să schimbe covorul, să plece la cumpărături pentru că s-a terminat pâinea și la 7 dimineața să fie primii care se așează la coadă la supermarket. Așadar, gemenii intră într-o etapă de foarte multă productivă energie, da, care îi mobilizează și ia pe sus pe cei de acasă. Această versatilitate a lor și acest dinamism, bineînțeles că antrenează foarte multă energie de schimbare. Cei care nu sunt atât de matinali și nu sunt atât de harnici precum nativii gemeni vor avea foarte multe de obiectat, dar în orice caz gemenii, începând din această săptămână, sunt motoare de schimbare pentru cei de acasă. Ei sunt axați pe transformarea decorului și pe transformarea calității relațiilor cu persoanele pe care le iubesc prin dialoguri care nu sunt deloc comode, dar sunt extrem de constructive. Mergem mai departe să vedem pentru nativii RAC săptămâna următoare. Pentru ei o configurație astrală cu totul și cu totul deosebită. Acest Marte atât de discutat la grada analitic este în semn opus, alături de Pluto și Saturn retrograde. Se va observa săptămâna următoare însă o deblocare odată cu ieșirea lui Saturn din retrogradare, dar totuși racii sunt destul de agresați de aceste trei planete aflate în semn opus. Ca atare, viața lor este foarte tumultoasă, cu multe responsabilități, cu foarte multe lucruri de care trebuie să țină cont și de care trebuie să aibă grijă, de la zona financiară a parteneriatelor financiare până la zona parteneriatului a cuplului. Orice utilizare greșită a valorilor sau a calităților lor poate fi penalizată. Ca atare, ei trebuie să fie foarte corecți în orice tip de parteneriat. Chiar dacă în anumite parteneriate racii vor dărui mai mult decât li se dăruiește, trebuie să înțeleagă că aceste planete karmice aflate în semn opus îi atenționează că ele decid dacă este cazul ca nativul RAC să muncească mai mult într-un parteneriat, spuneam, fie că este vorba despre un parteneriat de afaceri, fie de suflet, pentru că s-ar putea să-i fie datori acestui partener. Este într-adevăr o săptămână în care racii trebuie să își supravegheze ieșirile, răbufnirile și reacțiile care știm că îi caracterizează, pentru că opoziția aceasta între Soare și Neptun vine după fenomenul de lună plină. Săptămâna 1-8 septembrie este săptămâna care e premergătoare fenomenul de lună nouă, care va fi ulterior cu lună nouă în Fecioară. Prin urmare, nativii RAC e bine să se abțină și să-și controleze emoțiile, pentru că au tendința de a se năpusti asupra celorlalți. Acesta este efectul planetelor în casa a șaptea. Ei practic reacționează și mai mult de atât reacționează sub imperiul propriilor impresii, pentru că această opoziție Soare-Neptun întinde în perioada 1-8 septembrie foarte multe capcane. Și atunci știm foarte bine câte scenarii își fac racii, câte impresii au ei și ea ajung să acționeze și să vorbească din ceea ce cred că este adevărat și nu din ceea ce se întâmplă cu adevărat în realitate. De aceea această graniță între ceea ce simte racul și ceea ce într-adevăr se petrece în mintea și în sufletul celorlalți trebuie să fie supuse discuțiilor. Racii este foarte bine să negocieze, să spună ce au de spus și mai ales să întrebe. Pentru că racii știm că acționează preventiv și atunci e foarte important să ceară clarificări, să ceară lămuriri, să întrebe încă o dată ce ai vrut să spui, să nu interpreteze, să nu nuanțeze, pentru că altfel ei riscă să pornească conflicte pe această cuadratură Venus-Marte din niște neînțelegeri care de fapt provin din interpretări greșite ale unor intenții. Adică el a vrut să spună ceva, de exemplu interlocutorul a vrut doar să facă o glumă, iar racul a luat-o într-un mod personal, deși nu aceea era intenția celui care a făcut gluma. Așadar, este o săptămână în care racii este foarte bine să se gândească de 2-3 ori înainte de a emite o judecată de valoare sau chiar de a deschide gura. Există însă
și un aspect extrem de favorabil pentru nativi Iraq începând din această săptămână, mai precis din data de 5 septembrie, când una dintre acele trei planete care tranzitează casa parteneriatelor și a relațiilor, și anume Saturn, revine în mers direct. Revenirea în mers direct a lui Saturn aduce o ușurare generală în tot zodiacul după aproximativ 5 luni de zile de retrogradare, știind că planeta Saturn atât retrogradează în fiecare an, și atât că data de 5 septembrie marchează sfârșitul retrogradării pe anul 2018 în ceea ce privește planeta Saturn. Pentru nativ Irak, revenirea mers direct a planetei Saturn cu acele trigoane pe care le face la Mercur și la Uranus înseamnă șansa de a se bucura mai mult de relațiile pe care le are. Racii au simțit că sunt încolțiți vara aceasta, au simțit că au foarte multe responsabilități și ei au fost foarte, în ultimele luni de zile, au funcționat foarte mult sub imperiul datoriei. Deci racii și-au făcut datoria față de parteneri, față de oameni în general. Practic ei s-au simțit blocați, încătușați, legați și n-au putut să se exprime, mai ales din cauza circumstanțelor produse de alții. Începând din data de 5 septembrie, racii simt că reușesc să mai respire, să se mai și bucure, să mai și evadeze și, de exemplu, pot să coreleze mai ușor în relația de cuplu sau în parteneriate, în asocieri sau colaborări de orice fel, pot să asocieze mai ușor datoria cu plăcerea sau măcar datoria și plăcerea pot să alterneze. Deci ei nu se vor mai simți la fel de presați, vor simți în sfârșit că se și bucură, că au și momente de respiro și că împreună cu partenerul sau cu un prieten, cu o prietenă pot să evadeze, fie că e vorba despre o cafea în oraș sau o excursie cu avionul. Racii simt acum un moment de eliberare de sub o presiune care îi ținea strâns și îi sufoca. Așa este, deci ca o concluzie pentru ei, este un soi de detașare de orice situație stresantă, trebuie să privească tabloul general și într-adevăr au această șansă de a armoniza relații care la un moment dat poate au fost ușor dificile sau oarecum solicitante și ne referim aici la toate tipurile de parteneriat. Revenim după publicitate și cu previziuni pentru nativii Leu.